Salutare, dragi pitici, și bine ați venit pe canalul meu, Legătorul Creator. Astăzi vă voi arăta două construcții, un robot și o capcană. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mo-la-la. Yeah, yeah. Bitch, better have my money. Lego și la capcană va fi și un premiu dacă treci de ea. Acum vom face robotul. Vom începe cu un picior de-al lui. Vă va trebui o piesă ca aceasta și să o punem așa. Jos, așa. Cu această gaură în ea. Așa. Acum, o piesă ca aceasta, care să fie băgată în gaură. Op. Și acum, o piesă ca aceasta, care să fie pusă aici. Așa. Pe acea piesă care am băgat-o în gaură. Așa. Într-un club de mult prea plin, fac hotel turbo fin. Și acum niște țepi. Sunt doi țepi mai mici. Acesta mai mic să fie în partea de jos. Așa. Așa. Iar acum vă mai trebui o piesă ca aceasta. Și să o punem așa. Așa și așa. Și am obținut un picior. Vom face la fel și cu celălalt. Am făcut al doilea picior. Iar acum să facem corpul. Vă va trebui o piesă ca aceasta. Și o piesă ca aceasta. Pe care o punem aici. Aici. Iar acum vă va trebui o piesă ca aceasta. Și aceasta este mai specială căci stă în sus. Așa. Iar acum ne va trebui o piesă ca aceasta. De fapt, două piese ca aceasta. Una o să punem aici. Și una aici. Op. Iar acum vă va trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici. Iar acum ne va mai trebui două piese ca aceasta. Una să o punem aici și cealaltă în partea opusă. Adică aici. Iar acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta. Acum am văzut o reclamă la televizor și în acea reclamă erau cu Lego, dacă cumpărai un ziar. Dădea niște Lego-uri, printre care și omul pe care îl vom face noi acum. De la acea revistă ăla. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Ups. Aici. Iar acum o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Și o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Și acum o piesă ca aceasta mov, care să o punem aici. O piesă ca aceasta și una ca aceasta. Și să o punem aici. Și să obținem asta. Această chestiuță să o punem aici. Așa. Iar acum ne va mai trebui două piese ca aceasta. Una așa și una așa. Și una
piscația asta. Să o punem așa. Și acum să o punem aici. Iar acum ne va trebui o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Acum să facem, să construim brațele. Ne trebuie o mână ca aceasta, o piesă de fapt ca aceasta și o sabie ca aceasta de pietră. Sau dacă sunteți englezi, stone. Pe care o punem aici. Ne trebuie o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Și am format mâna și să o punem aici. Așa. Iar acum să facem și cealaltă mână. Doar că mâna aceasta nu mai ține o sabie, ține un scut. O piesă ca aceasta și o piesă tot ca aceasta și să o punem aici. Iar acum o piesă ca aceasta pe care o punem aici. Și o piesă ca aceasta pe care o punem aici. Cu capul șarpelui sus. Iar acum să o punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Și o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Și pe scut, să punem o piesă ca aceasta, albă. Așa. Acum vă va trebui un om ca acesta. Să-l punem aici, sus. Și el să țină mânerul. Așa. Să aibă în mâini volanul acesta, maneta. Iar acum să punem și picioarele. Aici și celălalt aici. Și vom obține robotul acesta. Acum o să luăm o scurtă pauză și vom reveni cu capcana. Vă tai dacă nu sunteți cu minți. Revenim. Am revenit după o scurtă pauză. Acum vom face capcana cu premiul. Vă vor trebui o piesă ca aceasta. Verde, 4x4. Și o piesă ca aceasta, fără cerculețe pe ea, 2x1, pe care să o punem aici. Așa. Iar acum vă va trebui o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici. Așa. Iar acum o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici. Așa. Ne vor mai trebui două piese ca aceasta. Una s-o punem aici și una aici. Ca să o prinde și pe aceasta. Aceasta era sigur. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta. Pe care s-o punem aici. Iar acum o piesă ca aceasta, care să o punem aici și o piesă ca aceasta pe care să o punem aici. Iar acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care să o punem aici și o piesă ca aceasta pe care să o punem aici. Iar acum 4 piese ca aceasta, pe care să le punem așa, să luăm 2 și să formăm un grup aici și așa să facem și cu celelalte 2. Acum ne vor trebui 2 piese ca aceasta. Să o punem pe prima aici și pe a doua
aici. Apoi, o piesă ca aceasta, pe care s-o punem aici, ne va trebui și o piesă ca aceasta, pe care s-o punem aici. Iar acum, o piesă ca aceasta, pe care s-o punem aici. Iar acum, vom face capcana. Ne va trebui o piesă ca aceasta, două piese ca aceasta și două ca aceasta. Și ne vor mai trebui două săbi de piatră sau, dacă sunteți englezi, stone. Două de data asta. Și vom pune, lua piesa și vom pune așa, aici și cu cealaltă la fel. Acum vom lua acestea și le vom pune aici și aici. Acum vom lua aceste săbi și vom pune așa, cealaltă, și apoi să o punem aici. Și ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici, și o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici. Și acum să o punem așa, aici. Ne mai trebuie o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici, și o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici, și o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici. Iar acum ne vor mai trebui trei piese ca aceasta, pe care să o punem aici, o piesă ca aceasta, două piese mici roșii, rotunzi, aici, o piesă ca aceasta, care o punem aici, ups, și două piese ca aceasta, pe care o punem aici. Pe una aici și pe cealaltă în partea opusă. Așa. Iar acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Și să construim și premiul. Ne va trebui o piesă ca aceasta, două piese ca aceasta. Una o să punem așa și una așa. Și să o punem aici. Iar acum ne vor mai trebui două frunze. Pe una să o punem aici și pe una aici. Și acum aș vrea să punem aceste două frunze mai așa, să nu se vadă săbile. Dacă vine concurentul, tâc, 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 aaa. Vedeți? A venit sabia pe aici. Și vine sabia și îl taie. Păi și ce să vă mai spun? Pa! Și pe data viitoare. Pa! Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să dai un share sau un like.